Horoscopul zilei de 5 septembrie. Berbec. Atunci când aveți o problemă, puteți apela cu încredere la cei dragi, care își vor oferi sprijinul necondiționat. Fiți mai atenți la evoluția bugetului și evitați investițiile de lungă durată, deoarece se anunță o perioadă instabilă din punct de vedere financiar. Admiteți atunci când greșiți față de partener, deoarece s-ar putea ca refuzul vostru în fața unui compromis să vă afecteze relația. Chiar dacă v-ați pus în plan un orar detaliat, s-ar putea să aveți probleme atunci când încercați să-l urmați. Nu vă veți putea concentra asupra sarcinilor așa cum vă doriți și cum știți mai bine, iar acest lucru va fi ușor de observat și de către cei din jur. Taur. Se anunță o perioadă agitată în viața de cuplu dacă refuzați să comunicați cu partenerul despre anumite probleme, relația se va răci. Veți fi foarte ușor de influențat în această perioadă și s-ar putea ca acest lucru să ducă la conflicte în grupul de prieteni. S-ar putea ca fiecare efort să pară o povară. Această lipsă de energie poate fi semnul unei probleme de sănătate sau al unei deficiențe în organism. Veți observa că sunteți mai mereu cu gândul la călătorii în afara orașului sau chiar în afara țării. Dacă doriți să plănuiți o aventură pentru această vară, astrele sunt de partea voastră. Investiți în ceva la care țineți. Gemeni. Deși vă veți bucura de un tonus foarte bun pe parcursul acestei zile, tindeți să aveți grijă de corp, însă nu și de minte. Ar fi bine să le armonizați pe amândouă. Dacă nu v-ați dedica timpul liber anumitor activități care vă pot distrage atenția de la grijile zilnice, aceasta este perioada perfectă pentru a citi mai multe cărți sau pentru a merge la teatru și cinema. De asemenea, acesta este sprijinul perfect pentru a socializa mai des și pentru a cunoaște persoane noi. Din punct de vedere financiar, veți avea toată încrederea pentru a încheia tranzacții importante. Nu profitați de influența voastră asupra familiei, acest lucru ar putea distruge armonia existentă. Rac. În această perioadă va trebui să fiți mai prudenți atunci când semnați contracte importante, în special dacă acestea sunt pentru o investiție sau o afacere de lungă durată. Nu vă veți bucura de cele mai bune relații la locul de muncă. Este posibil ca stresul din ultima vreme să-și pună amprenta asupra colegilor. S-ar putea să vă simțiți responsabil pentru cineva din familie, însă nu lăsați situația să vă depășească. Cei din jur vor fi dornici să vă ajute atunci când aveți nevoie de susținere. Veți fi mai atenți atunci când vine vorba de sănătatea voastră, însă acest lucru ar putea să se transforme într-o sursă de stres dacă fiecare simptom, oricât de mic, vă îngrijorează. Leu. În sfârșit, ambiția voastră va deveni una tu la locul de muncă și veți reuși să ajungeți în atenția superiorilor. Este posibil ca o promovare să survină în viitorul apropiat. S-ar putea ca relația cu un prieten să fie o sursă de stres pentru voi. Dacă vă vedeți nevoiți să vă mințiți cunoștința tot mai des, se poate ca relația să nu mai fie la fel de armonioasă. Așteptați ca situația financiară să devină echilibrată înainte să investiți în ceva scump și de lungă durată. Gândiți bine, mai ales dacă vorbim de o investiție pe termen lung. S-ar putea să aveți probleme cu circulația. Dacă vă simțiți picioarele umflate, încercați să beți mai multă apă și să faceți mișcare. Fecioară. Este posibil să observați că un prieten vă evită în aceste zile, cauza ar putea fi neînțelegere recentă sau prezența unei datorii. Aveți grijă la locul de muncă atunci când acceptați noi responsabilități, deoarece nu vă veți bucura de o perioadă productivă. Evitați condimentele care ar putea să vă afecteze stomacul. Conflictele din familie sunt uneori greu de evitat, însă ar trebui să existe compromisuri din partea tuturor pentru o existență cât mai armonioasă. Dacă un membru al familiei nu se arată dornic să mențină acest echilibru, nu este doar responsabilitatea voastră să-l aduceți pe drumul cel bun. Balanță. Vă veți bucura de relații foarte bune cu cei apropiați, mai mult ar putea să vă faceți cunoștințe noi. Tot ceea ce trebuie să faceți este să fiți mai deschiși noilor posibilități. Nu vă lăsați intimidați de provocările ce apar în cariera voastră, veți demonstra că aveți aptitudinile necesare pentru a evolua. S-ar putea că în această perioadă să vă pregătiți pentru un test sau examen. Lucrul cel mai important va fi să vă păstrați calmul în ziua cea mare. O dietă prea dură ar putea să vă afecteze sănătatea la fel de mult ca una fără niciun fel de limite. Practicați consumul moderat de alimente și la ore rezonabile. Scorpion. S-ar putea ca astăzi răbdarea voastră să fie pusă la încercare la locul de muncă. Evitați dacă este posibil conflictele cu ceilalți colegi și fiți voi cei care mediază dacă vedeți că lucrurile se inflamează prea mult. Veți avea ultimul cuvânt de spus în decizia celor din familie, însă căutați să împăcați ambele tabere. Dacă vă simțiți lipsiți de motivație, ar trebui să faceți o schimbare în viața voastră. Acest lucru este posibil și cu un buget limitat, atâta timp cât vă folosiți imaginația.
Nu vă ascundeți disconfortul atunci când vine vorba de sănătatea voastră. S-ar putea să ignorați sfatul celor dragi de a vă programa la un specialist, ceea ce îi va frustra. Săcitător. S-ar putea să aveți motive să suspectați pe cineva drag de lipsă de loialitate, încercați să nu destănuiți celor din jur secrete importante în această perioadă, pentru a nu strica relații din pricina unor suspicii. Se anunță o perioadă bună din punct de vedere financiar, ceea ce va fi un avantaj, deoarece nu veți reuși să negociați pentru o ofertă mai bună. Vă veți confrunta cu multe sentimente negative astăzi și s-ar putea să vă simțiți inima grea, cauza ar putea fi o problemă a cuiva drag sau un conflict cu partenerul. Evitați excesele de mâncăruri grase sau băuturi alcoolice, este posibil ca ficatul vostru să fie mai sensibil în aceste zile. Capricorn. Dacă sunteți liderii propriei echipe la locul de muncă, s-ar putea să fiți prea duri cu colegii. Încercați să fiți mai diplomați și să vă mențineți calmul atunci când apare o problemă. Veți avea tendința să alegeți prima opțiune, însă ați putea ieși în pierdere. Analizați cu atenție fiecare posibilitate pentru acest lucru. Va fi nevoie de răbdare. Se anunță o perioadă instabilă în relațiile din familie, definită de certuri. Cauza este cel mai probabil un conflict vechi ce nu a fost rezolvat pe deplin. Din punct de vedere al sănătății, veți sta bine deoarece vă veți simți învigorați și veți putea să vă bucurați de vremea bună. Vărsător. Atunci când vine vorba de cariera voastră, încercați să nu vă puneți speranța într-un singur proiect sau plan, ci să explorați mai multe posibilități. Se anunță o perioadă dificilă în viața de cuplu, deoarece s-ar putea să apară sentimente de gelozie față de partener. Este posibil ca succesul acestora să vă supere. Dacă suferiți de dureri de cap și privire încețoșată, este posibil să aveți probleme cu ochii. Cineva apropiat își va demonstra loialitatea, ceea ce vă va determina să analizați cu mai multă atenție celelalte relații. Se poate să nu aveți bani pentru tot ceea ce v-ați propus în ultima vreme, însă veți putea găsi o alternativă. Pești. S-ar putea ca cei din jur să nu-și arate susținerea față de planurile voastre, ceea ce ar putea să vă afecteze emoțional. Se anunță schimbări în viața de cuplu, este posibil ca relația voastră să evolueze înspre următorul pas. Încercați să vă bazați mai des pe instinctul vostru, deoarece acesta este un atu important, în special atunci când îl folosiți pentru a analiza intențiile celor din jur. Nevoie de a ști mereu. Următorii pași în cariera voastră ar putea să vă oprească evoluția. Riscați mai mult. Este posibil ca un prieten de care v-ați îndepărtat să vă contacteze cu o problemă și astfel să salveze relația voastră.